mi-am găsit fix activitatea care îmi place și care mă ține în priză. în priză. și entuziasmată și fericită și, adică lăsând la o parte copiii și familia, da, care bineînțeles că sunt cei mai importanti, Următorul este, următoarea este treaba asta cu dotera, activitatea cu dotera și nimic nu mă împlinește mai mult, deci nici, nici dacă ajung Presidential Diamond, tot nu o să mă opresc și știu că o să ajung acolo. Poate câteodată mă mai pierd în buruieni și mai pierd și eu timpul, că pildeți există și din astea, nu vă gândiți că tot timpul ești acolo și mă faci numai chestia asta. Există momente în care te mai pierzi în buruieni, mai pierzi timpul degeaba, îți dai seama la sfârșitul zilei că nu ai făcut Nimic, ce practic, ziua respectivă, dar dacă entuziasmul și iubirea de ceea ce faci, de ceea ce muncești, este real, e, revi, imediat te revii uh, exact, revi. revi pe drum și mergi mai departe. Deci, nu, nu o să mă opresc. Bună dragii mei, un nou episod din podcastul nostru, povești de succes în conversație de suflet și un nou invitat astăzi, Platinum Dotera, așa cum am început în 2024 și cu rancuri, așa cum le-am le botezat noi, le-am denumit Fără 5 minute diamant, deci astăzi un Platinum Dotera, Alexandra Moșoiu. Bună Alexandra! Bună Elena, mulțumesc frumos de invitație. Eu îți mulțumesc că ți ai făcut un drum întreg de la București la Piatra Neamț pentru podcastul ăsta. Da, cu mare drag. O să vreau astăzi să, mă rog, să dezvăluim și așa cum facem în acest podcast, dezvăluim povești. Povești de succes în ceea ce noi sperăm să devină așa o conversație de suflet în următoarea o oră, două, când vom sta noi de vorbă aici. Uh, sper să nu ai prea multe emoții, astfel încât să curgă informațiile. Da, și eu, sper asta. Dezvăluim povești de succes în... de viață, dar în special sau, mă rog, în legătură, să zic așa, cu, cu Dotera. Până să ajungem totuși la a dezvălui povestea de Dotera și cei astăzi în viața ta sau cei, cei cu, cum e noua viață a ta astăzi, așa cum obișnuim noi, noi, să spunem, aș vrea să creăm un pic de context să înțeleagă oamenii cine ești, da? cine ești, de unde vii. Și de obicei încep cu copilăria sau cu ceea ce e relevant da, din acea copilărie. Povestește-ne un pic din partea asta. M-am născut și am crescut în București. Mai am o soră mai mare cu un an și jumătate. Copilăria mea a fost una foarte frumoasă, pot spune acum din ce mi-aduc eu aminte. Părinții noștri ne-au oferit chiar tot ce am avut nevoie și tot ce ne doream. Uneori poate nici nu ne dădeam seama că noi aveam mult peste alți copii de vârsta noastră, dar în același timp cumva ne-au ținut cu picioarele pe pământ și nu au exagerat în niciun fel cu, nu știu, cu anumite. Extra cadouri, extra lucruri pe, de care n-am fi avut nevoie la momentul respectiv. Am fost trimise în tabere, an de an, și la mare, și la munte, două tabere pe an. Eram împreună, mergeam împreună cu sora mea. Am fost cumva crescute în modul de a fi cât mai independente, dar în același timp. Am avut o limită, sau cumva eram ținute într-un pătrățel al nostru, să zic așa, unde, din păcate, nu prea am avut voie foarte mult să ne, nu știu, să ne zboare gândurile, să visăm, să, um, să gândim ce putem să facem noi cu puterile noastre. Și asta nu chiar în copilărie, la, nu știu, pe la 90 ani, dar chiar așa, și în liceu, și când ne-am dus spre facultate. Totul a fost pe o linie trasată de părinții mei, în special de tatăl meu, în care, totuși, la vremea respectivă, nouă ni se părea că este ok. Adică, normal. Exact. Acum zice tata, așa trebuie să fie. Nu am avut, n-am visat niciodată să devin nu știu ce, să-mi fac nu știu ce carieră, să devin nu doctor, arhitect... N-aveai vise de alea din copilărie? Să... Uh, <laughs> Balerină, singur? dansatoare, no, asistente, ce... <laughs> doctoriță? Nu? nu, singurul meu vis, din ce mi-aduc eu aminte acum, era să am un pom cu bani, să găsesc un pom cu bani. Vreau la un moment dat să fac o postare cu visul meu de când eram mică și nu mai mi-aduceam aminte și chiar am sunat-o pe sora mea, de fapt i-am scris pe WhatsApp și i-am zis, Mimi, tu mai ții minte ce vreau eu să mă fac când eram mică? Și stă, stă, stă și îmi răspunde... Nu mai-mi aduc aminte, parcă-mi aduc aminte doar că-ți doreai un pom cu bani, zic că, oh, dacă și sora mea zice, înseamnă că asta era. Dar de ce vreai cu pomul ăla de bani? Adică, ce, ce era ce? Să faci. Um, Vroiai bani sau îți părea nu. interesantă ideea pomului de bani? Sau? Nu, deci uh, noi am fost crescute fix la fel, am avut aceleași condiții, același mediu în care am trăit aceleași cadouri ce primea una, primea cealaltă, unde o ducea pe una, o ducea și pe cealaltă, numai că sora mea era mult mai economă decât mine. Toți banii pe care îi strângeam, țin minte acum că am avut la un moment dat strânj la pășculiță și eu și ea 6.000 de lei și eu, de fapt, mă rog, ai mei nu mai erau strângi că îi cheltuisem de mult, dar ea avea 6.000 de lei. Și am luat banii, fără să știe, și m-am dus la piață și am cumpărat o kinder de banii respective, aveam vreo 6-7 ani și bineînțeles că le-am ascuns ca să nu vadă, dar ea nu înțelegea de unde tot apăreau surprize de ouă kinder prin casă. Și la un moment dat când și-a căutat banii, nu i-a mai găsit și m-a bălăcărit atunci foarte tare și cumva atunci mi-am dorit, mamă, îmi doresc să uh, găsesc un pom cu bani ca să pot să-mi cumpăr eu de fiecare dată o, -o kinder și ce mai vreau la vremea respectivă. Deci asta a fost așa, deci singurul vis era să fie cu bani. Să fie cu pomul cu bani. Da. Spuneai mai devreme așa că tata au trasat uh, visele sau, mă rog, traseu în viață, dar au făcut așa traiectoria, inclusiv în sensul meserii. Da. De, a, de aceea nici nu am avut niciun vis așa arzător să-mi doresc să devin ceva. Am făcut ASEU, am intrat la ASE, dar așa ca să fac o facultate. Adică nu era... Într-adevăr, eu eram foarte bună la matematică și nu m-aș fi niciodată pe profil uman. Și de-aia am ales ASEU. După facultate, afacerea noastră de familie era un depozit de materiale de construcții. Ai mei, părinții mei au fost dintotdeauna antreprenori din 84 Întâi am avut un magazin... O... Nu, antreprenoriat din vremea lui... Din 84 ei au deschis un magazin foto în București, ulterior s-au dezvoltat, nu știu, la vreo șapte magazine, aveam la un moment dat, ei au băgat fotografia școlară în școli. Nu mai știu, era o foaie A4, o poză A4 cu toți elevii și directoarea și profesorii și tata mergea împreună cu asociatul lui și poza copiii la școli. Și ulterior când a apărut fotografia digitală, a scăzut foarte mult afacerea și atunci ei s-au uh, uh, dus către alt domeniu. Reprofilat. Exact. Uh, revenind un pic la copilărie, noi în clasa 8 -a, deci noi am stat în buricul Târgului în București, am făcut un liceu de prestigiu Eram cumva obișnuite cu un standard, și în clasa 8 ne-am mutat la țară, în balotești. Asta pentru că sunt dublați, să ceva financiar în familie sau. Nu, nu că era da? vorba de evoluție. Tata cumva a avut întotdeauna o viziune de ce urma să se întâmple și știa că e mult mai bine să stai în afara orașului, să nu mai stai cu poluare, cu aglomerație. Și mă, au construit o casă în balotești, și în clasa 8 ne-am mutat. Și acolo cumva a fost ruperea asta față de tot ce aveam noi în... Eram totuși clasa 8 -a, eram totuși de măricele, să zic. Nu am mai avut anturaj, cumva s-a stins, pentru că nu mai avea cine să ne aducă în București așa de des cum vroiam noi în weekend sau în vacanțe. Și asta, pentru asta noi am suferit foarte mult. Și când ne-am mutat în Balotești, eram ultima casă de pe stradă, după noi era câmp. Și eram, stăteam, era asta țară. Țară, era, țară, țară. strada pe care stăteam începea cu case normale de țară. Și ultimele începuseră să fie din astea construite de oameni care se mutau din oraș. Și la vremea respectivă, țin minte că tata ne amenința că <laughs> dacă nu învățăm bine la școală, ne, ne cumpără o vacă. în fața porții treceau copiii cu vacile. Erau pe vremea încă mai erau vaci în sat acolo la noi, și treceau cu vaca să se ducă pe câmp. Și eu când îi vedeam, zic, doamne, săracii, mie mi-era chiar milă, săracii copii. Și tata ne zicea, nu învățați, așa ajungeți și voi, cu vaca pe câmp. <laughs> și cumva... Bă, ăștia care au trăit cu amenințări de tu cu vaca, eu cu sapa, că la, și la mine era, sa, bine, era nu pur și simplu sapa, era sapa de 10 kg. Deci trebuia a. să fie aia, de 10 kg, așa, tot la câmp. O a ajuns bine, așa. Da, da, da. Și mutarea asta a fost prima decizie pe care noi nu prea am îmbrățișat-o, dar în de al, trecând timpul, am realizat că este ok și că este foarte bună decizia, și mutându-ne acolo la țară, terminându-se cumva cu era fotografiei pe fizic, da, pe hârtie, poză, pe hârtie, am deschis un depozit de materiale de construcții în Balotești, și cumva eu mă duceam, mă mai duceam acolo să mai ajut, dar încă nu, mă rog, nu terminasem facultate, eram în timpul facultății. Până să se termine cu foto, eu ca să-mi pot să-mi fac banii de buzunar, nu era că aveam ceva lipsă, dar să am eu banii să-mi cheltuie eu pe ce vreau. Mergeam și ajutam și la foto. De mici ne ducea la magazinul foto și noi stăteam cu angajații și vedeam cum se developează un film, cum se scoate o poză, cum se aranjează culorile în poză. Ni se părea foarte interesant. Și noi tot timpul mergeam așa, mai ales că părinții ne au învățat să avem o relație foarte bună cu angajații, să nu ne uităm de sus la ei ca, nu știu, ca un șef la un angajat, și totuși să fim de același nivel. Și atunci, creându-se o relație foarte apropiată, ei au fost deschiși către noi și nu ne, nu ne vedeau ca pe fetele patronului, să zic. Și tot timpul au fost drăguți și deschiși cu noi să ne vețe Și am învățat foarte multe lucruri în perioada aia. Și după aceea, bineînțeles că am început să-mi câștig primii bani din, mergând din când în când la magazin. Și, mă rog, până să... Înainte de a începe, de a merge la facultate. Când am terminat facultatea, prima trenea sora mea că este mai mare cu un an jumate, tata cumva i-a propus să rămână la depozit. Avea nevoie de un om de încredere. Uh, sora mea nu a vrut, a zis eu, la depozit, la țară, <gânguia> niciodată, și a plecat în corporație. Urmând, am, eu mergeam, începusem să merg pentru că a zis hai, măcar una dintre voi să vină să învețe acolo și la un moment dat să ducă mai departe afacerea familiei. Eu am început să mă duc, dar bineînțeles și la facultate. După facultate am rămas 100% jobul meu a rămas uh, la depozit. La tata la firmă, cum ar La tata ar la, la firmă, firmă da. da. Tot aceeași situație, uh, eram uh, într o relație foarte bună cu angajații noștri. Uh, nu eram văzută ca fata lui tata Eu munceam, mie întotdeauna mi-a plăcut să muncesc, unde mă duceam, să mi fac treaba bine, ca omul respectiv să fie mândru de mine și cumva să-mi zică bravo. Așteptam asta întotdeauna. Și m-am implicat, aveam program normal, ca toți ceilalți angajați, de la 8 dimineața la 6 seara. Eram dedicată și, cumva, nu pot să spun că îmi plăcea foarte tare ce fac, dar știind că familia noastră depinde de acea afacere, îmi dedicam tot, și sufletul, și mintea, și capul, și timpul, și tot. Hai să mai creăm un pic de context până la capăt asta, noi vorbim așa până la dotera, da, cum ar veni, până când se da. să schimbă viața. Fac, ai ASEU, ai terminat ASEU, înțeleg la fata lui tata și la, șef, la firmă la tata, cu viața personală. când, știi, când s-a mărită fata, când a apărut prințul, a apărut vreun prinț pe cal albă, din punctul ăsta de vedere, de obicei îl și pe ăsta ca Da, dar cumva viața mea pe plan personal a fost un pic mai tumultoasă așa. Prima oară era să mă mărit în 2008. Am anulat nunta cu două luni înainte. Mi-am pus toată familia în cap atunci, dar cumva au fost de acord cu decizia mea, pentru că uh, mi-am dat seama că nu era ce trebuie acolo. Uh, după aceea, în 2010, m-am măritat prima oară cu un băiat cu care mă înțelegeam foarte bine. Era un pic mai mic decât mine, dar eram ok împreună. Dar am ajuns să divorțăm după un an de zile și apoi cumva m-am liniștit. Eu tot linistit. descoper, acum mă iers că așa te tot întrerup, descoper curios așa că aflu lucruri comune între noi. Știi, amenințarea cu vaca bine la mine era cu așa... Așa, mă rog, așa mult aia multe, cu, apropo, ești proastă, cum zicea ție? Da, coordonatele, avea aceeași coordonate da. geografice pe modelul cu să fiu, să muncesc, să fac bine, să fac bine, că să fac indiferent de muncă, indiferent că construcții sau că e fotografie sau da, să învăț să fac bine și descoper a treia oară, pentru că și viața mea a fost tumultoasă din punctul ăsta de vedere, eu eram să mă mărit nu de trei, de o dată, de două, de șapte ori. N-am ajuns chiar până la nuntă să trebuia să le anulez, dar erau până pe aproape, deci numai că nu erau nuntele stabilite și da, m-am apucat să fiu și măritată la 20 cu divorț după fix un an. Da, cred că fetele astea cu matematică la cap <laughs> complică ecuațiile să aibă ce rezolva ulterior în viață. Așa. Și? După ce am divorțat, m-am liniștit o perioadă, am zis că nu mai îmi trebuie, că nu știu, poate nu-i de mine treaba asta cu măritișul și mi-am văzut de treburile mele în continuare. Revenind iar la partea profesională pentru care are legătură, soțul pe care, cu care am fost măritată un an, el nu lucra și eu eram la depozit toată ziua și... Începuse criza, nu știu, 2008-2009, atunci a fost, și la depozit cumva scăzuse activitatea și erau totuși destui angajați și ca să nu plece o altă colegă de-a mea, nici soțul ei nu lucra pe vremea respectivă, am preferat să plec eu, să-mi găsesc de lucru oriunde în altă parte, nici nu conta, pentru că cumva au zis, hai că tu n-ai copii, nu ești măritată, n-ai alte cheltuieli, stai aici în curte cu noi, nu-ți trebuie ție să... na, poți să te duci oriunde. Și atunci m-am angajat un an de zile la un magazin de haine din mall, la un retailer mare și cumva pasiunea mea așa din copilărie și acum de uh, matură, să zic, sunt hainele și pot să spun că îmi plac, uh, am muncit cu drag acolo un an de zile, din prima lună, după prima lună țin minte că m-au băgat în training deja pentru a avansa la următorul uh, nivel. Aveam colegi pe vremea aia, eu eram mai mare decât ceilalți colegii mei de acolo, erau uh, din facultate, care ei lucrau doar ca să aibă bani pentru chirie în București, că erau din afara Bucureștiului. Eu, în schimb, uh, munceam uh, pentru... na, să mă duc uh, la un loc de muncă și eu îmi dădeam toată silința. Se vedea diferența la mine, de exemplu, eu lucram pe partea cu hainele cele mai scumpe, și când venea cineva, eu începeam să mă probez, să le arăt cum, cum arată, uite, să vadă și vindeam foarte mult. Am descoperit punctul 4, Da. Aia cu magazinul, Am da. Am lucrat da. La un magazin de haine, de, cumva e similar, <coughs> dar nu, asta e povestea ta, nu e a mea. Lucram, când eram întura de dimineață, nu mai mergeam la depozit, dar când eram întura de după amiază, dimineața eram la depozit. Deci cumva aveam două joburi în același timp atunci, dar la amândouă eu lucram, eram foarte serioasă. După un an de zile s-a întâmplat, că adus, s-a schimbat managerul magazinului și a venit cu alți doi oameni în training cu care venea de la alt magazin și cumva atunci m-am enervat foarte tare, m-a luat frustrarea și am plecat. Având în cap ideea, băi, eu muncesc aici, asta vine să mă dea la o parte și să ajung iar la împachetat haine, când eu pot să mă duc la tata și să fiu șefă. Atunci a fost printre puținele dăți când am gândit-o așa, că eu sunt șefă. M-am întors la depozit, mi-am văzut de treaba mea, lucram de toate, făceam de toate, și inventar, și hai să aranjăm pe raft, și facturare, și avize, și afară să ne punea tata să verificăm mașinile care plecau cu marfă, să verificăm avizele până când contabila a ieșit la pensie și a, a, și a dorit ea foarte tare ca unul dintre copiii patronului să rămână să ducă contabilitatea mai departe. Și s-a întâmplat să fiu eu, nu-mi place absolut deloc contabilitatea pentru că nu are nicio legătură cu matematica, da? cu toate că tot cu cifre lucrez. Deși lumea așa crede. Da, dar nu are nicio treabă și am făcut-o în continuare, bineînțeles, tot de dragul de a fi bine familiei. Da, afacerii pentru familie. Și aici am ajuns la noi rămăsesem încă, eu vreau să, așa, până cu ne -ai întâlnit, adică soțul, știi, era în episod, vreau să creăm contextul până la capăt, cu familia. Ai <laughs> început tu contextul, știi, din, cu, cu magazinele, cu, așa, la un moment dat am întrebat, mă rog, de, era doar de viața personală, când m -am dus fetele, la... fetele sunt mărit în facultate, la tine înțeleg că nu au fost în facultate, au mai durat ceva timp până da, ai întâlnit, da, întâlnit ai întâlnit până la urmă la prințul pe cal L-am găsit, l-am găsit, găsit da, da. Tot, tot ai fugit, tot A venit total întâmplător într-un moment în care nu mă așteptam. Uh, cumva am făcut După ce te detașase, e complet că nu-ți mai trebuie? După... am făcut o idee că, uite, poate pentru mine nu e asta cu căsătoria, cu toate că eu întotdeauna de mică mă visam că o să fiu mireasă, iar visam că o să am trei copii și am doi. Uh, dar Având atâtea totuși decepții, să zic, mă rog, dezamăgiri așa, nu mai speram uh, să găsesc ceva bun sau, mă rog, ideal sau potrivit pentru mine. Până când a apărut uh, soțul meu prin uh, niște prieteni, într-un anturaj comun, eu venind dintr-o relație tumultoasă, el tot așa, ne-am întâlnit, am început să discutăm și ne-am dat seama că avem destul de multe puncte comune, dar în același timp eram cumva ca două pietre. Adică ne-am lăsat să curgă această relație Prima oară gândindu-ne că am găsit o fată bună Zicea el, am găsit o fată bună Eu am zis, am găsit pe unul serios <gă> Și așa am mers Adică mai pragmatic exact. Cu mai puțin fluturi și cu mai mult pragmatism Da. Mai, mai spre drumurile iubirii, mai dragostea așa, adevărată așa. Și mai puțin hormoni și patologie Da, da. da. Am început relația la distanță Ne-am întâlnit de câteva ori Și după aia el urma să plece la Târgu Neamț. El ce face? El este pilot acum, dar când l-am cunoscut era îl ajuta tot așa pe tatălui la firmă, dar își deschisese o afacere separată de tatălui la Târgu Neamț, unde avea în grijă era pe transport de persoane și acolo se ocupa singur de adică din punct de vedere financiar, înțeleg că ați fost bine întotdeauna, nu? Da, da. Niciodată n-am avut uh, probleme, nici când eram mică, în copilărie, și nici uh, după aceea, da. Adică, cumva, când lucram la depozit, mă rog, și încă lucrez, aveam un salariu fix, mic, așa, de tata, pentru că nu-mi trebuie mai mult. N-am ce să fac cu mai mult, tu nu plătești chirie, nu ai copii, la ce trebuie? Ai telefon, mașină, benzină, la ce mai trebuie? Cumva am fost ținut tot timpul fix. Nu aveam voie să visez. Cumva eram invidioasă pe sora mea care lucra în corporație, pentru că ei creștea salariul în fiecare an. Și viața ei era palpitantă. Exact, îmi spunea de nu știu ce bonus, îmi spunea de nu știu ce și eu eram. Da. Da, mă rog, mergeam înainte. Nu pot să spun că a fost deranjant, dar cumva la un moment dat nici nu trebuia să mă mai gândesc că e deranjant, pentru că așa trebuia să fie. Așa era trasat drumul. Da. Înțeleg că ai așa o dedicație cu familia, așa, înțeleg că mai mult asta au ieșit în evidență, știi, astăzi. Pentru familie să fie bine, da, să familia, da, dar nu vrei să lași familia. Da. Multă atenție și grijă din asta. Da. Cred că, cred că am descoperit lucru șase comun, așa. Cumva, dacă ceva depinde de mine să fie bine altui, altuia de lângă mine, fac tot posibilul. Chiar dacă mai trebuie să mai sacrifici tu, așa, pentru... Adică chiar și în momentul când am plecat la magazinul de haine, și nici n-ar fi trebuit să mai merg la depozit, că nu eram, nu țineam contabilitatea atunci, nici nu era așa activitate foarte mare, să zici că aveau nevoie. Eu tot mergeam. Adică vreau să fiu acolo, să știu ce se întâmplă, să văd dacă este nevoie de mine. Deci, pro, deci probleme financiare sau provocări din astea nu erau în viața ta. Și totuși, știi, mă rog, că altfel nu s-apucă nimeni să facă doterea dacă nu-i stârnit de ceva, știi, cu adevărat. Și de multe ori ne dăm seama de acele lucruri care lipseau sau așa, nu atunci când se întâmplă, ci deja după ce trec și mai... Da? Care ar fi în cazul... Financiar nu era, da? Înțeleg că erau altele. Care erau ale tale, știi? Ale durerele sufletului, care erau alea, lipsurile sau care erau acele... Așa o introducere Durere. în povestea mea cu dotera. Eu am intrat în dotera acum 5 ani, auzisem de uleiuri, îmi spusese o prietenă despre ele, dar eu... Am refuzat-o cu șase luni înainte, i-am zis tot de aici cu prostiile tale, că eu nu cred în așa ceva. Dar având copilul foarte bolnăvicios, lună de lună eram cu el la doctor și îi am băgat două geamantane de medicamente în el, săracul de fugea de mine. Eram genul de mamă disperată care alergam cu seringa de nurofen la primul muc sau la primul strănut. Era de, de iar... categoria, cum zicem noi, de găina decapitată astăzi? Da, puțin spus, da. Am ajuns la capătul puterilor când a răcit și am dat antibiotic patru luni în continuu, dar nu că îi dădeam eu de capul meu, mă duceam la doctor și îi schimbat tratamentul la două săptămâni, analize, urlete, stres, eu nu dormeam, eu nu mă înțelegeam cu nimeni când copilul era bolnav, eu divorțam în fiecare zi când copilul răcea sau avea ceva, nu te puteai înțelege cu mine. Și de aceea și prietena aceea a venit să-mi spună de uleiuri, pentru că știa situația, dar eu am refuzat-o, eu nu vedeam altceva, eram așa. Iar după cele patru luni de antibiotic în continuu, a venit încă o dată să-mi spună. Și atunci eu, la capătul puterilor, am, cu toate că i-am dat foarte multe alopate, copilul ajunsese ca o legumă, stătea pe canapea și nu mai avea absolut niciun chef de nimic și era bolnav în continuare, adică eu degeaba-i dedusem. Nu-și revenea. Și atunci am intrat într-o panică și am zis, Doamne, dar ce fac cu copilul ăsta? Îi dau medicamente, mă duc el la doctor în continuu și nu se întâmplă nimic bun, că rău, da, se întâmpla. Și când mi-a zis atunci de uleri, cumva așa m-a trăznit ceva. Cum ar vine ultima soluție. Da, și atunci am zis, orice, dar să nu mai bag medicamente în copil. Deci era dispus să încerci orice. Exact. Uh -huh. Și fiind pe grup, atunci mi s-a trezit... Uh, dorința de a citi. Eu eram pe grup, dar nu citeam nimic. Și am început să dau scroll, scroll, seara când dormea copilul și am găsit, mi-a ieșit în față o, o, postare cu scanările și atunci, la vremea respectivă, știu că făcea foarte puține lume și am apăsat pe... O, nici nu m-a interesat pe cine, am apăsat pe cineva, s-a nimerit să fie Denisa, m-am programat la ea la Zito, m-am dus cu copilul și de acolo s-a schimbat tot. Deci nici măcar n-aveam uleiurile în casă și pentru mine deja era schimbată situația. Și la tine a fost o experiență uleioasă, la tine a fost o experiență... Da. Am ajuns la Denisa, a vorbit cu mine, la un moment dat mă uitam așa la ea și am zis Doamne, dar ce-o câștiga fata asta? Că e așa de drăguță cu mine și vorbește. Mă uitam, trecuse o oră, David se juca cu uleiurile, le aranja pe culori, era foarte încântat cu uleiurile ei și nu știu Și iar m-am gândit așa, doamne, dar ce drăguță este și uite câtă răbdare are cu mine și mi-explică și am plecat de acolo, mi-am luat uleiurile, m-am înscris, mi-am luat uleiurile, am ascultat tot ce mi-a spus ea să fac, da, deci cumva, nu mă informasem foarte mult, mai deloc, dar am mers pe încredere și mai ales pe dorința că vreau să schimb treaba cu alopatele și de aia mi-am dorit foarte tare, am ascultat tot l-am uleiat, l-am aranjat, fix cum mi-a zis Denisa. Într-o lună copilul a fost ca nou. Și aici o lună, știu că eu când mai spun povestea mea și unii zic, vai, da o lună? Da o lună, pentru că copilul era tixit de medicamente. Până la urmă, uleiurile astea fac. Prima proprietate este de a curăța organismul și după aia își fac treaba la adevăratul potențial. Nu poți să vii pe un corp plin de chimicale și să pui o picătură două și să te aștepți în trei zile să deci se întâmple un miracol. Nu aveai așteptare din asta, da? De nu, că trebuie nu, să pui nu, două picături și mâine nu. trebuie să se întâmple ceva. Și cu toate la. că Denisa nu mi-a spus, vezi că o să dureze ceva. Ea mi-a explicat ce trebuie să fac, cum să fac, cât ține protocolul, dar eu n-am niciodată n-am întrebat după cinci zile. Denisa, nu, nu e se, Nu se întâmplă nimic? Nu e bine, adică încă nu e așa. Nu, eu am continuat, am continuat. Și în timp ce îl uleiam, eu citeam noaptea după ce îl culcam, el dormea cu mine în pat, după ce dormea, eu îi deschideam grupul și citeam. Citeam, prima oară luam după fiecare diagnostic pe care l-a avusese el, ca să văd ce uleiuri mi-ar mai trebui în casă, și după aceea citeam poveștile oamenilor. Exact, exact mm -hmm. da. Și mi-am făcut sem așa o listă, ce-mi trebuie. El făcea foarte, foarte des otite. După aceea mi-am dat seama că de fapt el le făcea din cauza mea, pentru că eu urlam în casă. Și el nu vrea să audă Revenind de la uh, relația cu, cu soțul cu meu, prințul. când am spus că eram două pietre, eram foarte tași, foarte încăpățânați, amândoi. Și la început nu prea lăsam unul de la altul și a fost foarte greu la început. A venit copilul pe, total pe nepregătite și eu fiind o fire independentă de fel, cumva când a venit copilul, mi-am dat seama că cineva m-a legat de mâini și de picioare. Și știu că a venit cineva la un moment de la mine și mi-a zis stai liniștită că doar primul an e greu, după aia o să vezi că e foarte ușor. Și eu număram lunile până face copilul un an, că după aia am înțeles eu că o să fie mai ușor. Surpriză <laughs> nu a fost. Și <laughs> atunci când răcea, eu țipam la el foarte mult, după aia mă certam cu Tavi și țipam și la el. Și uite că toate se duceau spre Buti, copil, bineînțeles. Nu vroia înțeles. să audă exact. Atâta tot timpul făcea numai la urechea stângotită. Și asta, bineînțeles, că am înțeles-o când am început să mă informez. Trebuie să mai treacă niște timp și niște ani. Da. Cât face da. informarea, cât face cunoașterea, cât te scapă de frică, te scapă Face de... totul, da da. da, da. Deci la mine este schimbarea de la cer la pământ, la 180 de grade. Cum eram cu, închipuieți, o găină decapitată care aleargă cu seringa de nurofen în casă. La primul strănut și acum, când... Cumva la mine al doilea copil a venit datorită uleiurilor și datorită dotera, Pentru că după ce am trecut cu David, cu băiețelul, prin atâtea, toată lumea m întrebat și când faci al doilea copil? Și am zis, eu, al doilea copil? Niciodată, nu mai îmi trebuie. Unul e suficient. Dar pentru că între timp m-am informat, am înțeles cum stă treaba și de unde vin toate bolile și că eu, ca mamă, Super protectivă, care de fapt eu nu-i vreau rău copilului, eu îl iubeam și din iubirea aia, că așa sunt toate mamele din ziua de astăzi. Că Eu ce întâlnesc, din atâta iubire și atâta atenție și atâta... Uh, nu știm ce să-i mai facem copilului, de atâta îi facem mai rău. Și, -a, și atunci mi-am dat seama că eu mi-am revenit în primul rând, eu nu mai eram nervoasă, nu mai, eram, nu mai țipam chiar și după ce am citit drumurile iubirii, s-a schimbat total situația și relația între mine și soțul meu, am înțeles fiecare, cumva bine el nu citise, dar eu am înțeles el limbajul lui unu. și este, a fost super suficient și am început să discutăm și să ne mulăm unul pe celălalt, copilul n-a mai fost bolnav, ăsta era principalul subiect de ceartă la noi, copilul n-a mai fost bolnav, eu după ce am terminat atunci protocolul pe care mi-l dăduse Denisa eu nu am Ținut uleiurile în dulap și le scoteam doar cu. mai făcea copilul un muc sau mai știu eu. Nu, eu încep să le folosesc zilnic. Uleiurile Ele au devenit era deja parte de din viața mea. Deci, la mine nu a existat că să mă gândesc că. Știu că mai sunt unele persoane care consideră că dacă eu îi spun să-și facă LRP-ul, adică să intre în programul de recompensare, tu cumperi și primești ceva înapoi de fiecare dată, dar să ai cu ce să lucrezi. Da, kitul home este cea mai bună decizie, cea mai, cel mai bun kit cu care poți să intri în dotera. Dar este baza. Nu este suficient dacă vrei să rezolvi toată paleta de Tot buchetul pe care l-ai adunat. Da. Exact, da, de care, prin care trece un copil, mai ales unul trimis în colectivitate, cum a fost al meu, bineînțeles că venea cu diverse. Și atunci, eu am început să-mi cumpăr uleiurile pentru afecțiunile pe care le-a David ca să fiu pregătită pentru otită, pentru amigdalită, roșu, în gând, muci. Tot Le și tu la rând pentru toate. Exact. Mașa. Și după aceea, la sfârșit, am început să-mi iau și pentru mine. Dar n-am ratat niciunul, nu lipsește niciunul, nici după aceea m-am dus pe suplimente. Știu că mulți află întâi de dotera că e despre uleiuri. Puțini află că ar fi suplimente, și suplimente și produse de îngrijire. Dar am integrat în viața mea tot ce înseamnă dotera, iar după ce l-am făcut bine pe David, am început să strig în gura mare la toată lumea ce descoperire făcusem. Și atenție, eu nu știam pe vremea aceea ce este dotera. Nu știam. În sens că, de afaceri, de adică de, business, adică de business da, sau de adică nu am început urle în toată stânga-dreapta, pentru că hai să facem business nu, nu, nu. Eu am început să, să strig de bucurie, eram atât de încântată, și. Deci, nu, nici nu pot să descriu ce era în sufletul meu. Că găsisem ceva natural cu care să-l fac bine pe copil și m-am reechilibrat și eu. Și asta puteam să dau, vre, îmi doream să dau persoanelor din jurul meu, care știam că se chinuie cu copilul de vârsta Ludavici, cu aceleași probleme, mă rog. Și am, atunci am strigat în gura mare. Și când au început să vină persoane către mine, bine, unii ziceau că sunt nebună, dar mă rog, nici nu mă interesa. Când a început să vină, de exemplu, prima persoană care a venit la mine. Mi-a zis Alex, vreau și eu uleiurile. Stai un pic să întreb că nu știu cum poți să le ai și tu. Și atunci am vorbit cu Denisa și mi-a explicat și așa. Când am înscris prima persoană și mi-a intrat bonusul Fast Start, știu că era vreo 37 de euro pe vremea aia, atunci mi-am dat seama că din ce-mi place făcând ce îmi place, dar neavând legătură cu cineva care să îmi traseze un drum și să mă nu, nu să mă oblige, dar să nu am voie să cresc sau să văd în alte părți. Și când am văzut acum că pot să fac ceva, să uh, câștig niște bani din ceva ce îmi place și nu am făcut absolut nimic, nu mi s-a părut că am făcut nicio vrumcă, muncă. Da. Nu a fost nimic uh, uh, obligată să fac ceva, pur și simplu din entuziasmul meu de atunci și din dorința de a spune pentru a ajuta cât mai multă lume, au venit atunci primul bonus. Și atunci am fost în culmea fericirii și am zis, Doamne, am făcut eu ceva pe puterile mele, fără și să fie doar 3, nimeni... de euro. Oh, nici nu conta, nici cred că dacă erau nici 10 euro. euro. nu... Și atunci, ne fiind nimeni în spatele meu, să cumva, adică să nu fie meritul meu și să fie al altuia. Și după aceea am mers din pur entuziasm, țin minte că până la rancul de silver nu nici nu cred că mă uitasem pe planul de compensare, pur și simplu eu am început să împărtășesc din entuziasm, din bucuria de a face cuiva un bine, că iar ne întoarcem la treaba cu munca, că munceam ca să fac bine familiei și astfel a început dezvoltarea mea în doteră. Eu te întreba să mai devreme știi care erau, că, că deja practic am vorbit despre cum a intrat dotera în viața ta, cum de fapt ai apucat să faci dotera când ai înțeles că e bun business făcându-l la început fără, nu știu ce, să fi prea, prea, mult să fii conștientă dacă e vreun business, ajungem imediat când s-au transformat la modul și conștient da, să fie business. Eu ce, știi ce aș vrea ca să încheiem capitolul ăla cu background-ul tău și cu partea aia, că tot ce e posibil că de atunci sau de ulterior ce ai realizat, care erau acele, știi, lipsuri? Pe mine întotdeauna, eu, pe mine mă și interesează, știi, adică cea, Uh, uite, hai să încep fraza Eu știu că am un talent din ăsta de a pune o întrebare că o, o întreagă lecție un seminar, un, O întrebare e un trec seminar Oamenii vin în dotera și rezolvă O grămadă de probleme, să zicem așa Adică unii vin, știi, așa pare Băi, ce face dotera? Dotera face o grămadă de lucruri diferite La diferiți oameni, știi, în viața În viața la fiecare Pentru unul, dotera îi aduce vindecarea fizică efectiv, da, atât. Pentru altul îi rezolvă capul, mintea, sufletul, dar la altul îi împlinește, băi, rezolvă acel gol sufletesc, lipsa de sens de viață, o viață lipsită de sens, care brusc capătă sens, prin dotera, făcând dotera, Altuși altul își rezolvă a lui cea mai mare bubă, n-a fost cazul tău, dar la unii sărăcia e, e, boala principală prin care trec, și o chinul principal al vieții, înțelegi? Și cred că, și crezi că lista e lungă. Atunci când vorbim despre dureri, suferințe, lipsuri, lista e lungă știi, la fiecare. Și de-aia pe mine mă interesează. Și de multe ori uh, uh, mai sunt din astea, știi, de sărăcia nu poți să o ascunzi. Adică ea este, cum ar veni, și -o suferi de ea. Dar sunt din astea așa subtile, să zicem, dureri și suferințe de care oamenii nici măcar nu-și dau seama că suferă, că le au, decât după ce le rezolvă, știi ce zic? Aici încerc să scot din tine, știi, partea asta. Cazul meu, a, fix așa este. Mie, doterea mi-a dat sens în viață. Și asta nu pentru că eu mi-am dorit să fac asta cu dotera. Eu nu știam că nu am sens în viață. Și când a venit dotera și m-a pus pe acest drum um, să împărtășesc tot ce a fost bun pentru mine, să pot să dau și celorlalți. Da? Uh, să pot să ajut oamenii din jurul meu și uh, treaba asta mă împlinea sufletește și mi-a dat un sens. Atunci mi-am dat seama că, de fapt, pentru asta a venit dotera, pe lângă uh, că am rezolvat. Uh, Bolile, mă rog, Fizic, da, da, fizicul, da, fizică, da, fizică. fizică, pe lângă faptul că devenise mult mai echilibrată mental și emoțional. Relația era. Relația, fi. da, astea cumva, gen astea, păreau sau nu știu, apăreau din prima la dotera, da, că iei uleiuri, să rezol mucii și așa. Dar treaba asta cu sensul în viață, pentru mine a fost o surpriză și de aceea eu m-am entuziasmat și mai tare, pentru că am simțit că pot să fac ceva cu capul meu, cu sufletul meu, din mâinile mele, din capul meu, din sufletul meu să iasă ceva bun de care eu nu, nu mi-aș fi imaginat niciodată. Adică, cumva, partea aia, da, dacă, dacă înțeleg bine, așa era, afacerea de tata, lui tata da, trasată de tata, fac ce zice tata, facă spune tata și e ok că îl satisfac pe tata, și am grijă de familie, dar era gol în suflet. Da, deci, dar că... eu nu-mi dădeam seama. seama. Deci, până da. să ajungă doterea în viața mea, eu nu-mi am dat seama era de acest normalu. lucru. Era normal. Era exact, pentru că așa am fost crescută. Dar după aceea a fost nevoia de autorealizare îndeplinită. Ce s-a întâmplat, adică cât a mai durat, da, că înțeleg că încă în dotera venită, voi erați, mă rog, au început schimbările, dar din punct de vedere a, mă rog, profesio, carieră, să zicem așa, tu încă erai la firmul la tata. Apropo, s-a schimbat lucrul ăsta între timp. Da, acum merg doar 10% din timp, a, pentru că mergi. încă țin contabilitatea, Da. Pentru că. Adică mai mergi pentru că să faci bani. Iar reveni la tata. <gătări> Înțeleg? Uh. <gătări> și la tine și ca și la mine tata da. e personajul principal. Când, în când a intrat treaba cu dotera în viața mea, prima oară am înțeles, da, da, bine, l-ai făcut bine pe David, foarte bine. Dar nu se mai mult de atât. După aia auze, auzeau că merg la tot felul de evenimente, nu aveau nimic împotriva era ok, adică lăsam copilul la ei ca să pot să merg la evenimente. Nimic, adică nu se certa nimeni, era tot ok. După aia când au început să-mi intre primii bani din dotera, tata a început. Și tu cre cât crezi că o să țină asta? Și am zis până la urmă, pe mine nu mă interesează partea asta cu banii, da? pentru mine mie mi îmi place foarte mult toată activitatea din dotera. Că intră și bani, ăsta este un plus. Dar eu nu mă duc acolo la evenimente, eu nu mă duc, um, nu înscriu oameni să-i îndrum și să-i ajut să își facă și ei să-și recupereze sănătatea sau să-și susțină pe cea actuală, da? pentru că mi intră niște bani. Eu fac asta pentru că mie îmi place foarte mult ce fac. Banii sunt doar un plus. După aceea, când țin minte că ajunsesem la un bonus, eram silver și ajunsesem la un bonus de 2000 de euro. Tata mi-a zis, e, asta e așa o lună, două, după aia o să vezi că nu-ți mai dă nimeni niciun ban. Și la el așa era în continuare. Și asta Silver... Adică a... n-are cum să, i prea frumos e, să fie adevărat. Exact. Deci Silver am fost acum trei ani, da? da. Și după aceea a văzut că toți sunt din ce în ce mai implicată în dotera și la un moment dat ajunsese el să mă întrebe. Și... Cât ai făcut luna asta? Și tot îi spuneam. Și după aia am zis că am făcut și gold, am făcut și platină. Și a devenit, adică a dacă la început mi-ar fi zis unde te duci, stai la serviciu, că e treabă și e nevoie de tine și așa, acum el a înțeles total situația. Eu mă duc să-mi fac treaba și mi-o fac bine în continuare. Dar mă duc 10% față de cât mergeam înainte și în rest eu mă ocup numai cu dotera. Adică până la urmă o că e o afacere. Da. A înțeles. Da, nu știu dacă te-ai gândit vreodată că am înțeles tocmai pentru că totuși are, cum, cum zice Eric Urește, apropo de cine urmăm noi așa, de la cine învățăm, uh, cei cu os de antreprenor, știi? Totuși faptul că, deci, pentru că și ai mei au fost antreprenori și din ce observ, da, uite, și tu ești un alt exemplu, îmi dau seama că totuși acei părinți, știi? Sau acei oameni care au bucata aia de antreprenor în ei, totuși prind mai repede decât ce facem, că vrăjeala noastră e pe bune, cum ar veni, știi? Că totuși treaba e serioasă. Da, eu, eu sunt convinsă că ei întotdeauna mi-au dorit binele. Bineînțeles. Treaba cu lucratul la afacerea familiei a fost pentru siguranță. De ce să te duci tu la altul, să ai tu un șef să-ți spună altul ce să facă, să ai program fix, să vii noaptea acasă și așa. Mai bine stai aici și lucrezi și uite, ai libertate, poți să mai pleci când vrei, cum vrei, să-ți faci programul, dar tu vii și-ți faci munca. Și... Când a înțeles treaba asta, cumva normal că deci ne-a dorit binele și în același timp el și-a dat seama că eu pot să fac multe, exact cum a realizat el, că nici el n-a ascultat de părinți la un moment dat. Când a deschis firma în 84, nimeni nu avea SRL pe vremea aia. Aia zic, exista SRL, eu tot mă mir, exista exact, srl ori în da. vremea aia. Și atunci el cumva a făcut multe greșeli din care cumva nu le-a povestit la un moment dat ca să nu le facem și noi tot la fel. Și ideea cu doterea a fost mult mai bună pentru el față de a-ți deschide o afacere, pentru că la un moment dat am avut o idee cu o fostă colegă de facultate să ne deschidem o cafenea. Nu mai știu, acum vreo 10 ani să zic. Și a început. Dar ce să faceți voi cu cafeneaua? Că tu nu știi cum e cu firma, cu impozite, cu plăți, cu salariați, cu nu știu ce. Și el a înțeles treaba cu dotarea cu network marketingul că este altfel, nu investești nimic. Doar munca ta muncești, ești plătit, nu muncești, nu ești plătit, asta este normal și a înțeles ideea și de aia mă și susține acum și mai ales venind, măritându-mă da, cu, uh, cu Tavi, uh, noi stăteam cu David, da, cu primul copil, stăteam tot în curte cu ai mei, dar separat uh, și la un moment dat uh, am vrut să ne luăm casa noastră pentru că pe stradă acolo nu erau copii și David nu avea cu cine să se joace și am vrut să ne luăm o casă într-un cartier tot în Balotești unde era comunitate și bloc de joacă să poată să aibă copilul cu cine să se joace și ne-am făcut un credit la bancă, ceea ce cu salariul de la tata nu aș fi avut nicio șansă să mă duc să-mi dea cineva un credit și bineînțeles cu salariile noastre cumulate și cu uh, uh, venitul de la dotera, da? Am uh, luat credit, ne-am luat casă ne-am... Uh, nu ne plăcea cum era făcută Și am spart tot în casă Și am refăcut-o noi Curtea tot, tot, tot Din banii noștri, din veniturile noastre Tata a fost foarte supărat Când noi i-am spus Că ne luăm casă Pentru că cumva se rupe copilul De la cuib și pleacă și a zborul Și nu mai are el controlul Total, să zic așa Și a fost foarte supărat la început Dar după aceea și-a dat seama că a fost Cea mai bună decizie După care s-a bucurat Bineînțeles. Și acum, de fiecare dată când mai vine la noi, sau se mai întâlnește, nu știu, mai vine cineva în vizite la ei și le, spun, le spune, vai să vezi ce casă frumoasă și unde și-au luat și ce bine e pentru copii, că au cu cine să se joace și este foarte, foarte încântat. Noua viață. Deja ai spus foarte, eu de obicei știi, întreb, întreb oamenii așa cum arată noua viață, ce s-a schimbat așa top, iarăși de nou, sau au grămadă de lucruri care se schimbă la oameni, dar știi la fiecare există acel top cel mai important, top 3, top 5, știi, unul pentru unul e mă, timpul, cel mai important că am câștigat timpul, da, la unii că se rezolvă, mă rog, să la voi, nu era cazul, da, de așa ceva. Tu deja ai enumerat foarte multe din lucrurile care, care așa, ce crezi că n-ai mai, n -ai spus până acum din... Din ce s-a schimbat? Ce a schimbat dotera cel mai mult în viață? Știi? Autorealizarea Timpul liber Casa Nu visam înainte să Să-mi cumpăr eu o casă Indiferent că deci aveam o situație bună Deci aveam dar... o situație financiară bună și totuși Da, nu era cazul Cumva mie mi s-a tăiat întotdeauna Treaba cu visatul Eu nu am visat niciodată pentru că Cumva trebuia să-mi văd de lungul nasului Știam unde până unde e limita nu visai. Exact Și acum cu dotera visez Și am planuri mărețe și momentan nu cred că mi lipsește nimic. David, o să la bun început, adică când s-o prins cu tot? Știi, de obicei mai sunt astea povești, oh, că antidotera după care, okay. adică la voi cum a fost din punctul ăsta? Nu, prima oare când am venit să-i spun că vreau să-mi cumpăr uleiuri, a zis cât să dai pe ele? Ai nebunit! Și bănuiesc un la pilot, modul, nu câștigă o de lei? La modul că eu cumpăram lună de lună, aveam cheltuieli inutile. De care puteam foarte ușor să mă lipsesc. Deci nu era o problemă banii, dar, bineînțeles, prioritățile, pe ce cheltui banii. Pentru că pentru unii sunt importante hainele, dacă când auzi de niște uleiuri, zici, atâția bani, dar pe haine, poroc, roche, dai o mie de lei, să zic, nu știu. Prim, asta a fost prima reacție. Și eu i-am spus, îmi pare rău, eu le cumpăr, nici eu nu știu foarte multe despre ele, dar dacă nu sunt bune, le arunc la gunoi și gata. Adică nu a, și am spus, nu este prima cheltuială prost făcută. Adică n-ar fi prima cheltuială prost făcută. Și -am înțeles, a înțeles, m-a lăsat în pace. După aceea, bineînțeles că venea coletul lună de lună. După vreo trei luni mi-a zis, iar? Iar ai comandat? Chiar dacă copilul s-a făcut bine, da? Da. Da, deci copilul s-a făcut bine, el a văzut că era cu noi în casă, la un moment dat să dai, dar trebuie să lungi tot timpul de acum încolo, da, este un ritual. Se, se, face apropierea aia, mamă, copil, prin treaba asta cu uleiatul. Nu durează o veșnicie. Este ceva plăcut și pentru mamă și pentru copil. Adică de ce te-ar deranja pe tine că ung eu copilul? Hai să te ung și pe tine, gen. <laughs> tu ai luat așa că o femeie înțeleaptă, dar <laughs> eu pot să te ung și pe tine. Avem niște salubel, da? Da, da, da. Și după aceea, ușor, ușor, m-a lăsat în pace. Și după aceea, bineînțeles, când am început să am oameni pe care i-am înscris și să-i îndrum, vedea că stau mai mult pe telefon și la un moment dat am avut și discuția asta că toată ziua stai pe telefon și zic și dacă nu stăteam să vorbesc cu oamenii și stăteam să mă joc Candy Crush, erai mai fericit sau aia aveam voie și asta nu? Cumva eu întotdeauna am avut un cuvânt de spus înapoi. Adică dacă mie îmi face bine și pe mine mă împlinește treaba aia, indiferent ce este, eu te las pe tine să-ți faci treburile tale, lasă-mă și pe mine să plăcerile tale, lasă-mă și pe mine să mi le fac pale mele. Și după aceea a înțeles. Și înțelegerea totală și... Îmbrățișarea. Îmbrățișarea, îmbrățișarea și la, susținerea, susținerea -a. totală a fost după ce a venit anul trecut la convenție la Lisabona. Și, convenția nu, Dotera. Nu, la Convenția Dotera. Nu. A fost când a venit la Mastermind la Brașov anul trecut în februarie sau martie când a fost. A aprilie, cred că era sfârșit de martie. În da, 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 uh da. -huh. Pentru că, și eu îmi luasem bilet doar mie, pentru că știam că el nu vine. El trebuia să rămână acasă, singur, nu avea nici curse, avea o perioadă de 3 zile libere. Copiii deja îi parcasem, îi dusesem unul la e- mei, unul la doamna care stă cu asta mică când eu sunt plecată. Și la un moment dat, când îmi făceam bagajul, seara, cu o zi înainte, mi-a zis Auzi, dar ce faceți voi acolo?" uite avem seminar și ne vorbește Elena și așa, auzi, hai că vin și eu, că decât să stau singură acasă să mă plictisesc, hai că vin și eu cu tine. Și atunci a fost schimbarea totală la el. Deci a, când am plecat de acolo, eu de obicei după un astfel de eveniment, de mastermind, de... Seminar, seminar, whatever, așa. Dai. eu încep să le scriu fetelor din echipă, să vedeți fetelor ce am aflat, ce a zis Elena, le mai fac cât un vocal, le mai povestesc informații la cald când plec de acolo. Și eu eram în mașină și făceam vocal fetelor și Tavi se bagă în vocalul meu și spune Fetelor, să nu pierde, să veniți următoarea dată, că să vedeți ce frumos este și câte am auzit. Zice, și a fost primul pentru mine, zice, dar eu nu mai pierd. El așa a spus, Bineînțeles că și fetele au fost montate, au zis, mamă, dacă soțul spune asta, înseamnă că. Ce schimbare radicală. Da. da. Și asta doar pentru că ce? Că a, pe modelul că a văzut că vreo la e pe bune. Exact, exact. Da. Nu-i venea să creadă până atunci sau nu credea sau nu vedea dotera serios sau... Știi? Da, Pentru da. bărbați de obicei asta e, știi? Că dotera nu e serios. Ori tu deja, în ce sens nu e serios? Adică la modul, hai lăsați mă faci, mă rog, bărbații mai pragmatici și analizează să fac bani, nu să fac bani știi cum, mai lasă-mă cu business-ul ăsta, nu știu ce. Ori tu deja înțeleg că că te gai adică făcut să făcut se niște treburi cu casa, adică nu e ca și cum dotera nu veneau niște bani de la dotera, da. nu. Și oricum nu era încă serios, știi? Adică Cumva lui se părea că noi ne întâlnim acolo toate femeile și nu facem nimic altceva decât să ne întâlnim și să. Ah, că adică nu e ceva serios. serios. Da, Aha. da. Și după aia când a văzut, de fapt, și câte ne spui tu și câte ne. ne să o și ne... Învățatului și Exact, exact, da. Și deci el e. nu credea că noi ne întâlnim să facem ceva serios acolo. Și nici nu mi spunea nu te duce, că pierzi vremea, dar. Uh, ai te duci și tu să te relaxezi. Pentru mine, toate plecările astea cu Dotera, indiferent că e gel, o muncă, este până la urmă, pentru mine nu este. Nu simt că mă duc să muncesc. Ce pentru mine zis? este o relaxare. Anul trecut, de exemplu, eu nu am fost în concediu. Au fost suficiente ieșirile, dotera. Am avut destule ieșiri cu Dotera și chiar îmi spunea cineva zilele trecute, unde pleci? Că tot îi spuneam, eu o să fiu plecat acum câteva zile la Piatra Neamț, dar unde pleci? Păi plec la Piatra Neamț ah, să te aud și pe tine că o să mergi și tu în concediu. Anul asta. Stai liniștită că o să mergi și în concediu. Avem timp, dar avem alte priorități. Pentru unii prioritățile sunt concediile, pentru unii hainele, pentru unii dezvoltarea. Aia. Da, exact, fiecare își pune prioritățile pe. se da. organizează prioritățile, dar după, după ce, după valorile pe care le are. Da? Exact. Ce, ce, ce. Nu spun și eu am venit de acolo. Adică și eu eram. dădeam un salariu întreg, poate pe niște haine sau pe niște. O, sau geantă. Sau... o trei salarii pe geanta? Geanta nu era atunci nu era atunci, nu, când eram în facultate sau mai tinerică, să zic așa, nu era atunci, dar aveam dorințe din, de genul, aveam de ce să mint. Dar acum s-au schimbat clar prioritățile. Prioritatea numărul unu în viața ta acum clar e dotera. Da. Cât, cât, știi, mă rog, asta ca să știi să creăm contextul până la capăt oamenilor, apropo de ce îmi presupune, ce înseamnă să faci dotera cu în continuare au senzația că ce facem noi aici e un fel de... Uh, ca la jocurile de noroc, ai tras blozul câștigător, ești bine, nu, nu, ai noroc, n-ai noroc, nu, și tot ai zis mult, știi asta, că e o muncă, că e o muncă, că e o muncă. Um, hai să descriem oamenilor ce e cu munca asta, adică cum vezi tu, știi, descrie ziua ta, descrie munca ta, știi, în ce constă munca asta. Munca dotera. Dimineața mă scol, îi pregătesc pe copii, îi uleiez un picuț așa cu emoționale, dar zilnic le folosim, este, fac parte din rutina zilnică, probioticul, a 2 le mai dau. După aceea îmi deschid Messenger-ul, răspund, da, mie îmi scriu și pe Messenger și pe WhatsApp și apoi încep să mai fac o postare, două. Mai vorbesc cu fetele din echipă să punem la cale să mai facem anumite programe de, nu știu, de. Business, de exemplu, sau uh, un anumit program pentru educare, da? pentru a informa pe uh, oamenii noi care intră la noi în echipă. Și mai fac o pauză, mai fac eu treburile prin casă, dar, mă rog, ce e de făcut, așa uh, primordial să zic? Adică, cel mai mult, ești acasă, în principiu. Da, mai merg la serviciu când mai fac, să... când Acum, mai fac uh -huh. contabilitatea, dar nu se întâmplă, nu știu, o zi pe săptămână să zic că mai merg, și după aceea, deci cam asta e, nu mare lucru. Mă uit la seminarii, bineînțeles, urmăresc, chiar dacă sunt de 5 ani în dotera, chiar dacă nu am lipsit de la niciun seminar, nici de al tău, nici de al echipei, nici de la dotera, nimic, eu tot timpul mă caut noi seminarii pentru că în fiecare găsești ceva nou, și chiar dacă ai o anumită experiență, tot. Sigur, este ceva nou pe care tu nu l-ai făcut sau de abia acum afli de el. Uh -huh. Am făcut și un curs de aromaterapeut, certificat acum 2 ani, când eram. Uh, de, nu, ce nu -ai făcut? de ce l-ai făcut? Am vrut să văd prima oară dacă este ceva informație în plus față de ce știam eu și pentru partea cu diploma, pentru că unii oameni vor să ai diplomă ca să cumva să te creadă. Și asta din ce cauză? Pentru că, la ora actuală, nu, în 2019, când m-am înscris eu, era mult mai puțină informație față de cât este acum, da? Și mai ales pe rețelele de socializare, pe Facebook în special, da? 2019 era destul de multă informație dacă îți compar cu 2017, dar iar, fiecare da, da. totul cunoaște în comparație, știi? Fiecare exact, compară... și la mine, începând toată treaba în 2019, eu vorbesc de atunci. Dar acum este mult mai multă. Sunt o grămadă de grupuri, de pagini, de oameni care își scriu cu uleiurile. Și cumva... Unii oameni care sunt din afară și încă nu au intrat în lumea asta de -o, cumva au impresia că noi inventăm noaptea ceva și ziua scriem pe Facebook. Adică că nu este ceva real sau că inventăm. Și, at și atunci, prima oară eu am vrut să fac cursul și să uh, mă asigur că ceea ce știu și ce informație am este de la un curs, adică e aceeași, se pupă cu cea de la cursul oficial, și să zic. Și s-a pupat? Da, bineînțeles. Da. Da, și nu prea a fost mare lucru în plus. A, aia eu știi, zic, da, așa. Da, și... Cumva te-ai lămurit, bă, tot ce știu. Exact. Nu trebuia să mai fac niciun curs, da. Da, da. Și după aceea pentru faptul că atunci când spui că ești aromaterapeut certificat, ai o greutate mai mare în fața oamenilor. Eu de asta n-am avut niciodată. Da, mie îmi place cumva, eu mă pun și în pielea persoanelor care. Au nevoie, că ai exact, fost acolo, că ai exact, fost tu acolo. Exact, uh -huh. pentru că eu am, la început am povestit, da, mi-a intrat pe ureche și, și pe cealaltă, dar acum este... Inform... Nu, cumva oamenii nu consideră o sursă oficială că te informezi de pe Facebook. Cumva să poți să de altfel, de altfel în final să poți să ajungi mai mult, mai, mai ales pe cei ca tine, cum erai tu. Exact. Da? Cum știi că ești tu și la cine ai fi avut încredere. Sau, da? Da, da. da. Deci, practic, e o muncă. Înțeleg că toată ziua ta e ocupată cu ceva. Da. Și înțeleg că mult, așa, vioara 1 e cu dezvoltarea. E cu, da, continui să te dezvolți, continui. Da. Practic, din tot ce ai descris, cred că e mai mult parte de învățare decât da. parte de acțiuni, știi? Tot de timpul că... avem nevoie să învățăm pentru că tot timpul apar lucruri noi. Tot... Tot avem nevoie pentru a putea comunica cu ceilalți Și de a putea menține un echilibru, să zic așa, în echipă Pentru că dai de oameni total diferiți de tine Diferiți între ei Și atunci trebuie să înveți și să știi să te mulezi pe fiecare dintre el Lucrăm cu oamenii Exact no, lucrăm exact cu oamenii. Asta așa și partea bună <laughs> și, partea. și partea aia în care of, lucrăm cu oamenii Alexandra, ne urmăresc astăzi diferiți oameni Apropo de ce vorbeam noi înainte să intrăm în, în sala, în studioul nostru, ca o leu cosmormă să ne urmărească, da, și oameni care, care nu sunt na, din echipa noastră. A, adică oameni care te-au cunoscut, or ori să oricum ori să fie, ori într-o formă sau alta, sunt, ne urmăresc și oameni care deja sunt colegi, care, care te știu, care te vor urmări că te știu, oameni din echipa ta, oameni nu din echipa ta, oameni nu din echipa nici a mea, da, din altele, vor fi oameni care fac deja dotera și sunt și ei plateni la același rang ca și tine sau pe aici, iar unii vor fi începători, începători. Sau nici măcar începători, uh, nu știu, co consumatori, sau poate nici măcar consumatori. Îți imaginez că sunt cu oamenii ei acum, cu ei aș vrea în principal să, să vorbești, A da, lor în principal să te adresezi și să le dai, un o, o, dacă vrei, un soi de lecții, un seminar. Uite, știi, ai un sfert de oră de seminar, de De descrie de ce au de făcut. Adică, sunt inspirați, îți imaginezi așa că sunt inspirați de povestea ta, cu siguranță inspiră pe cineva povestea ta. Da? Uh, au deja poate mai ales cu uh, zvâcul ăsta tău pe care la like el încă se simte, eu văd că încă nu ți-ai pierdut în principiu, entuziasmul ăla da? uh, și vor și ei vor și ei ce ai tu, vor și ei să-și găsească acel sens, vor și ei acea auto-împlinire, s-au -au regăsit în tine s-au regăsit undeva, în, eu, am, eu am regăsit vreo 5 lucruri, 6 comuni alții poate găsească altele uh, și vor și ei ce ai tu, vor și ei să facă ce, vor, vor și ei pe acea cal nu știu de unde să înceapă nu știu ce să facă ca să nu te întrebi pe tine care sunt 32 de pași simpli către succes, alege și tu 5, 7 și seminarul oamenilor. Întâi și întâi, cel mai important lucru este să fie deschiși către ceva nou. Dacă ei au fost toată viața, cum am fost eu, da, pe drumul fix de acasă doctor și alopate și cu ascultând cuvânt cu cuvânt ce ne spune doctorul și așa, ca să poți să treci în lumea dotera, să zic așa, trebuie să fii deschis la informație. Și chiar dacă nu ești deschis, cum am fost eu, sigur te va împinge ceva, ori disperarea, ori va trebui să ai încredere în persoana în care, cu care, prin care intri în dotera. Intri în dotera, ei uleiurile le folosești. Nu există, ei o picătură astăzi, mai e o picătură peste o săptămână, că nu așa se folosesc uleiurile și nu așa se întâmplă nimic bun. Devi produsul produsului. Trebuie să cunoști, să ai informații ceva despre produsele pe care le folosești. Nu, nu le folosești în primul rând că îți spun eu cum să le folosești. Trebuie să mergi și tu un pic să te informezi, să vezi. Ia să văd ce mi-a zis Alexandra să folosesc pentru durere în gât un guard. să vă ce face, chiar așa o fi ăsta, o fi bun, hai să citim un pic despre el. Și tot așa. În al doilea rând, să înțelegi ce înseamnă dotera, că dotera este un stil de viață. N-ai cum să dai mai departe ceva ce tu nu faci. N-ai cum să dai ceva mai departe sau să-ți spun eu ție sau să-ți spun să faci ceva ce eu nu am făcut. În primul rând, se folosesc zilnic. În, primul rând, în al doilea rând, le integrezi sub orice formă. Și aici fac o paranteză, pentru persoanele care încă, să zic, nu sunt deschise către a trata a, sau a schimba alopatele pe uleiuri, avem a, a, și pentru ele o, nu știu, un, o... Rețetă! O rețetă, exact! Integrează-le mai întâi pe parte de well-being, de wellness. A, difuzează uleiuri pentru purificarea aerului în casă, pentru că... Tu speli cu toate porcăriile pline de perturbatori endocrini și care sunt anticancerigene. Speli cu toată casa, toate alea unde ajung. Le inhalezi, dar ajung în plămâni, ajung în sânge. Deci îți faci rău prin alea. Începe să schimbi produsele de îngrijire personală. Să nu mai cumperi cu toate chimicalele și toate porcăriile din... Magazini, magazine, magazine, mă rog, da, așa? Da, și începe să schimbi. Avem și produse de îngrijire personală, care sunt extraordinare, dar, începând de la tot ce înseamnă produse pentru față, pentru păr, piele și toate astea. Adică cum ar veni ce vrei să spui, este o înțelegere așa din asta, mai încet. Exact, să le introduci. Doi ani până ai să înțelegi. Sau, fiecare yeah. cât are timpul, dar bineînțeles folosind uleiurile pentru purificare sau lucrezi de acasă și vrei să-ți pui, să-ți miroasă bine, că oricui îi place, nu știu, cred că multă lume cumpăra o lumânare, bețișoare, și... Deci chiar acum când văd la televizor o reclamă la spray de casă, Ulei, sau nu știu cum se numește. <laughs> uh, conține uleiuri esențiale. Mă pufnește râsul. Da, puneți un difuzor niște uleiuri care miros frumos. Lucrezi de acasă, puneți uleiuri pentru concentrare. Îți cade părul. Dă-ți cu rozmarin și cu cedru. Uh, adică, cumva, integrează-le în viața ta, dar fără să ieși prea mult din zona de confort, da? pentru că o să vezi că o să se schimbe toată asta. Nu dormi bine, îți pui difu în difuzor uleiuri pentru somn și tot așa. Deci, poți să să așa folosești. cum să iei pe calea mai ușoară, da? pe calea exact. mai, mai, care necesită mai puțin curaj, să Exact, zicem așa. exact. Păi da, pentru că, da, pentru da. că pentru, sunt foarte mulți oameni de genul ăsta și atunci trebuie să înțeleagă toate chestiile astea și eu sunt convinsă că ușor, ușor vor începe să se dea cu zenges pe Crapă, abunen, Exact. să ia lemon sublingual în fiecare zi și consider drumul ăsta bun, perfect pentru mulți și mai ales și treaba cu suplimentele suplimentele eu nu le-am dat valoare la început pentru că nu m-a interesat de ele. Nu și nu înțelegeam, după două traininguri cu Boyd, da, eu iau LLV în continuu de 2 ani și jumate și înainte le luam așa o capsulă la 5 zile, să zic, că nu înțelegeam și mai ales... Vezi să... schimbarea? Exact, da. Și uh, mai ales, uh, fac o paranteză, anul ăsta uh, în vară am avut întâlnirea de 20 de ani de liceu și m-am reîntâlnit cu o fostă colegă cu care nu am mai ținut legătura fix de atunci. Și eu o țin minte din liceu că era o tipă rebelă și nu deja și fix așa și nu era nici tipul de fată serioasă. Adică era mai jucăușă, era mai tembelușă, așa să zic. Dar acum când ne-am reîntâlnit, total schimbată. Are un job de este nu știu cum se numește pe recuperare medicală, lucrează cu cazuri foarte grele de oameni nu știu după accidente paralizați tot felul. Și vorbind dintr-una într-alta cu cei mei făcut cu ce te ocup și așa, eu am zis că uite, eu de 5 ani sunt în Dotera, asta a fost prima. Mai sunt și la mei cu contabilitatea, dar eu sunt de 5 ani în Dotera și mă ocup cu asta tot timpul. Și i-am povestit de uleiuri, așa și îmi zice Alexandra zice, eu am în jurul meu o grămadă de oameni care sunt în dotera, zice, dar nimeni nu mi-a povestit așa cum ai povestit, cum ai tu. povestit tu despre dotera. Și uh, s-a înscris și pe ea a interesat-o foarte mult partea de suplimente pentru că ea recomandă mai departe oamenilor suplimente și eu i-am dat o carte cu toate suplimentele de la dotera și ce conține fiecare, câte miligrame, câte asta, că eu una nu prea mă pricep la treaba asta și ea a, studia, a studiat-o și m-a sunat și mi-a zis, Alexandra, suplimentele de la Dotera sunt o comoară. Zice, LLV-ul, ea acum aș comandă lună de lună, pe lângă uleiuțe și alte chestii, la ea LLV-ul nu lipsește. Conțeles tehnic ce e acolo, Pentru că, da? exact, deci nu a trebuit eu să explic ce e LLV-ul și așa, nu, ea a văzut pur și simplu ce conține și... Și mi-a zis, Alexandra, eu când dau o, un plan de vitaminizare sau uh, suplimentare persoanelor cu care lucrez, eu, nu știu, pentru magneziu, să zic, de exemplu, zice, eu trebuie să dau dintr-un supliment 12 capsule pe zi ca să acopere necesarul zilnic de care are nevoie persoana respectivă. Zice, dar asta de la doterea, zice, îi dai 4, cum e doza optimă, da, de le vede, care are nevoie corpul, organismul zilnic și zice, n-ai treabă. Ce sunt extraordinare. Și încă o dată mi s-a mai confirmat, da, că suntem bine unde suntem. Deci asta pentru persoanele care nu prea cochetează, nu sunt deschise la minte de a, mă rog, la faptul de a schimba alopatele pe uleiuri. Cred că nu întotdeauna e vorba de deschidere de minte, ce E lipsa aia e frica. Da. Frica, frica acolo unde nu-i cunoaștere. Ei, știi să-l cităm pe Socrate din nou, ignoranța cauza tuturor suferințelor umane uh, ca, și cauza fricii, cum am nimeni, cum să scap, mi-e frică, Elena, mi-e frică, cum să scap de frică. Cred că singura metodă de a scăpa de frică e prin cunoaștere. Cunoașterea nu e ceva ce poți să-ți dau o injecție și gata. Cunoașterea necesită timp, deci respectiv tot de timp va fi nevoie să aduni cunoaștere ca să ieși din frică, ca să scapi de frică când îi va trebui să înțelegi niște lucruri. Cât n-ai frică, bineînțeles că îți lipsești curajul, bineînțeles că n-ai cum să îmbrățișezi uleiurile alea din așa. Și atunci, da, vorba ta, ai nevoie de, da, de acel timp, iei pe calea blândă și ușoară, în paralel să o grămădi niște, să o desfunda ceacrele, nu știu, să mai aduna niște cunoaștere, niște informații și până capeți, da, acel curaj, da? până ajungi la acel curaj. Pune ideea asta cu Um, mă rog, partea asta de suplimente. Cred că e într-adevăr pentru cineva necurajos Mai ușor îmbrățișează well-being-ul. Da. Știi, decât de că ai să rezolvi ceva. Ce mai trebuie să fac un om? Am înțeles, deci trebuie să devină aproape că doctor să le știe să le folosească. Trebuie de, să devină de, produsul de, produsului, produsului, da? Adică a, trebuie să, le, să ai habar. Să le folosească și. obsesiv și obsedat? Zilnic, puțin câte puțin, da? Pentru a nu ajunge la alte stări acute sau mai știu eu. Și după aceea trebuie să devină vizibil, să înceapă să împărtășească cu cei din jur. Vizibil, ai spus un cuvânt tare important. Vizibil. Exact, da. Nu, nu să meargă către ei gen, hai să te înscrii, hai să te înscrii. Nu. Cred că am avut și eu așa o perioadă la un moment dat, dar fără niciun rezultat. Deci așa nu. Prin folosirea zilnică și prin faptul că tu faci vizibil acest lucru, oamenii vor veni către tine. Și mai ales că te vor vedea pe tine că ești bine. Eu țin minte că la început, când m-am declarat oficial că fac dotera, deci nu eram chiar la început să zic după 2-3 ani, țin minte că oriunde mă duceam erau. Oh, A, o lua venit și asta cu dotera. Știi și la modul. câteodată eram așa. bă, dar chiar așa rău, adică. Vă deranjez așa! Da. Iar acum, de când, de, nu știu, de un an de zile să zic, de când am început să devin și mai vizibilă, da, pentru și că, mai calmă, cred că în același timp, uh, da? și, mai, și calmă, mai calmă și mai sigură pe mine de. și cu alte informații și așa, și am început să devin mai vizibilă, uh, când mă întâlnesc cu cineva, prima întrebare este și cum merge cu dotera? Știi, adică nu mai e, oh, e și asta cu datera deci lucrurile s-au schimbat, da. Și asta cu vizibilitatea este foarte importantă. Pentru că uleiuri avem toți la fel. Și tu, și eu, și toată lumea are aceleași uleiuri. Dar omul alege omul, nu alege uleiul. Că uleiul, da, este la toată lumea la fel. Dar prin cum, cum te expui tu și cum arăți tu că folosești, nu poți să vorbești din auzite. Știi, am auzit eu pe una că I-a trecut o bubă că s-a dat cu nu știu ce și-a luat terazaim. Dușe o întreabă. Da, adică nu, nu merge așa. Nu. Experiențele trebuie să fie reale și trebuie să fie ale tale. Ca să poți să ai ce să împărtășești. Pentru că omul simte în spatele a ceea ce spui tu. Bine, nu poți să ai toate, oricum nu poți să ai toate, chiar toate experiențele pe lumea asta, știi? Eu n-am toate experiențele pe lumea asta. Uh. Adică pot să mă folosesc, să zic, de experiențele altora, de poveștile altora, da? cu care ar fi așa. Dar da, le am pe ale mele. Adică ale mele sunt fără trebuie număr. Trebuie să da? ai a, ale tale. tale, tale adică nu există... Și atunci, în al doilea rând, trebuie să dai omului să încerce. Trebuie să dai omului să încerce. Niște mostre sunt foarte potrivite, dar aici este cu dus și întors pentru că unii oameni nu apreciază. Primesc plicul de mostre, am dat o grămadă de Seturi de monstre, și unii nici măcar nu le-au desfăcut, pentru că, din păcate, nimic din ce e gratis nu este apreciat. Dar poți să-i faci un blend, poți să-i dai ceva și să folosească direct cu tine acolo, să-i explici. Da, deci există soluții și pentru asta. Și cel mai important, mi se pare, după vizibilitate, ar fi faptul că trebuie să te informezi constant. Să mergi la toate evenimentele dotera, pentru că acolo ți se schimbă total viziunea. Pentru mine este ceva de. Deci calendarul meu este făcut cu evenimentele dotera, în primul rând, eu nici măcar nu știu când sunt vacanțele copiilor. Dar nu știu când sunt. Și după aceea orice altă activitate. Deci nu se lipsește de la niciun eveniment pentru că ție de acolo tot ajungi în comunitate, este o, o lume care te apreciază. Te vede cineva și te apreciază. Toată lumea e cu zâmbetul pe buze. Toată lumea încearcă să te ajute. Toată lumea te ajută, de fapt, în orice situație este. Suntem împreună acolo, ceea ce este foarte important. Deci, nu mai zic în cazul tău dincolo de experiența ta, mai având și pe un soț care nu susține și brusc după un eveniment, da, te susține da. cu atât mai deci mult. Evenimentele sunt extra importante. Foarte, foarte importante. Da. Și la fiecare eveniment încerc să mai trag pe cineva după mine, pe cineva să vină, să vadă că trebuie doar să ajungă acolo. E foarte greu drumul acolo. Dar când ajunge acolo se schimbă total toată treaba. Da. Și bineînțeles treaba cu prezentările și seminariile. iei prezentări seminarii tu? Da, da. Sunt un pic dezamăgită la seminarile fizice pentru că nu înțeleg ce le face pe persoane, adică ce le-ar putea atrage să vină, să vină mai multe la un seminar? Ah, în persoană zici. Mm -hmm. Da, mm -hmm. da. Adică, adică ai senzația că oamenii vin mai greu la, la săli da. decât online? Da. Eu cred că e pur și simplu ea ca și era pe care o trăim, știi? E da, mult mai fai... comod să stai pe canapea acasă și să aprinzi un buton, eventual să meargă telefonul aici și aici să tai cepușoară, să-ți faci da, ciorbița. Da, din păcate... Știi? e cumva, cred că ține și de vremurile pe care le trăim și nu avem decât să ne adaptăm lor și să avem mai multă împâlnie, știi, cu mai multă filtrare. Sunt convinsă că din ce în ce mai multă lume o să vină către... Sănătatea holistică. Exact, da, și către lumea dotera. Chiar dacă nu acum, de exemplu, acum pe mine mă caută persoane care am mai vorbit ultima oară cu ele acum trei ani și mi-au spus atunci că nu pot, nu așa, nu vreau și acum... A... Mi-au scris de. Eu trebuie să reiau conversația să vă ce am vorbit atunci, că. Bună, a venit timpul să mă scriu. Stai un pic să, să văd, văd ce a fost înainte, că nu mai știu. Da. Ce semințe ai plantat acolo cu trei exact. ani? Exact. Deci este așa, este foarte important de plantat semințe. Chiar am primit un mesaj acum vreo o săptămână de la o prietenă de-a mea din echipă, pentru că toate fetele din echipă, cu cât vorbim și ne întâlnim și uh, interacționăm mai des, cu atât devine o familie, toată comunitatea asta, ceea ce pentru mine este minunat. Deci eu aș, dacă ar fi după mine, aș vrea să mă întâlnesc fizic cu ele de câteva ori pe an. Dar măcar cu astea din București, să zic, dacă cu celelalte din țară e mai complicat. Și am, am, legat o relație foarte strânsă cu multe din ele. Și chiar mi-a... Bine, pe unele le-am mai bătut la cap, pe unele na, cum, nu e totul roz, să zic așa. Și chiar una din ele mi-a scris săptămâna trecută, Alex, îți mulțumesc. Și eu am zis de ce? Zice Treaba cu plantatul semințelor. Mă caută persoane de la care n-aș fi avut nicio așteptare. Treaba cu plantatul semințelor este una dintre cele mai importante. Dă drumul la gură, vorbește, arată lumii ce ai descoperit tu și ce ți-a făcut ție bine. Și lumea o să vină și -a răbdare, da? E, și -a răbdare, răbdare că semința da. aia nu crește. Exact, da. consecvență și răbdare. Nu azi ești vizibil și mai ești vizibil peste o lună, că nu funcționează așa. Este treaba cu doterea este ca și cu spălatul pe dinți, da? O faci în fiecare zi. Asta trebuie să faci și tu aici. Alt lucru important este să nu te blochezi în refuzul oamenilor pentru că știu că mulți, la mulți se întâmplă treaba Acolo este asta. Acolo în tot cariera, da, la primul refuz. Exact, da, da. Și să mergi mai departe, pentru că oamenii potriviți vor veni către tine, indiferent că câți au spus nu înainte. Doar trebuie să ai răbdare și să muncești, da, să faci activitatea zi de zi. Și cu cât o faci mai cu plăcere, cu atât nici nu o să simți că muncești. Și veni, vor veni și uh, rezultatele. rezultatele cum oamenii simt, da, cum faci tu, pentru ce faci și de ce faci, da. Exact, da. Ceea ce faci. Atât? O mai sunt? te a adăugat? Nu. Măcar așa pentru level 1, da? Că evident mai sunt și next level, mai sunt după aia și alte mai nivelele, sunt, da. Trebuie să ai încredere în tine și în network marketing și în produs, bineînțeles că fără treaba asta nu ai cum să faci. Încrederea în tine o să dureze, cred că toată viața, și oricum că 100% încredere în tine nu are nimeni pe lumea asta. Da, așa asta este. Încrederea cre... în produs și în companie, companie și în network marketing. Network marketing nu este ceva descoperit ieri, alaltă ieri, care, pe care noi îl aducem în fața acum că așa ni s-a trezit nouă. Este de foarte mult timp și este o afacere foarte serioasă. Este una dintre și foarte stabilă. Bineînțeles, contrar, părerilor, contrar da, părerilor, părerilor, diferența, să zic așa, dintre network marketing și un job clasic este faptul că în network marketing trebuie să muncești ca să câștigi, ceea ce normal ar fi și la ar trebui să fie și la un job clasic. Dar la jobul clasic din păcate unii se duc doar la serviciu ca să bifeze ora, de ora o de dus, da, pleacă la ora care trebuie și n-au făcut mare lucru în ziua respectivă și au fost plătiți. Ceea ce în network marketing nu se întâmplă asta. Dar, pe viitor, nu o să mai fie treaba cu te duci și doar de prezență la serviciu și te întorci da. Să exact. cam, cam termină. Exact, da. pentru că omul va fi plătit doar pentru ce a realizat, doar ce a muncit, da? Și să adăugăm în epoca și era nouă doar ceea ce nu poate face robotul. Exact. <laughs> și inteligența artificială, da? Exact, exact. Deci, de aceea recomand network marketing-ul și, bineînțeles, Dotera pentru că este jobul viitorului. Aici nu o să se termine niciodată, aici nu o să poată să înlocuiască nimeni omul. Aici suntem, lucrăm și relaționăm și suntem între oameni și asta nu o să poată să se schimbe niciodată. Și mai ales cu dotera pentru mine este descoperirea vieții și sunt profund recunoscătoare pentru acel moment când am deschis ochii, chiar dacă a fost din disperare, da, cumva am în doterea din cauza copilului, dar după aceea pot să spun că datorită. s a schimbat viața. Exact. Ai câștigat tu o nouă viață. Exact. Încotro merge noua viață asta? Cip care sunt intențiile și planurile tale? așa. Noi putem să mai continuăm mult astăzi, dar deja aveam o oră și un pic și mi vreau să rămână digerabil episodul de astăzi. Adică. A, știi, oamenii ajung până la un punct, îi zic eu, așa, unii, unii ajung într-un fel de coma succesului, mi ajunge m-am oprit, gata, am terminat. Sau, așa, un fel de înghețare din asta, știi, de așa. Tu cum simți? Care, care, Din prisma mea și din punctul meu de vedere. Ai eu... terminat sau de-abia începi, știi? De-abia încep, pentru că în treaba asta cu îndrumarea și ajutarea oamenilor din jurul tău, asta nu are cum să se termine niciodată. Pentru că oamenii. Cum... A... Oamenii apar, problemele sunt existente cam la toți, da? depinde din ce punct de vedere te uiți. Și consider că asta nu se termină niciodată. Și eu nu voi termina, pentru că mi-am găsit fix activitatea care îmi place și care mă ține în priză. în priză, și entuziasmată și fericită, Și adică lăsând la o parte copiii și familia, da? care bineînțeles că sunt cei mai importanți următorul este, următoarea este treaba asta cu dotera, activitatea cu dotera și nimic nu mă împlinește mai mult, deci nici, nici dacă ajung presidential diamond, tot nu o să mă opresc și știu că o să ajung acolo, poate câteodată mă mai pierd în buruieni și mai pierd și eu timpul, că, bineînțeles, există și din astea, nu vă gândiți că tot timpul ești acolo și mă faci numai chestia asta. Există momente în care te mai pierzi în buruieni, mai pierzi timpul degeaba. Îți dai seama la sfârșitul zilei că nu ai făcut nimic ce practic ziua respectivă, dar dacă entuziasmul și iubirea de ceea ce faci, de ceea ce muncești, este real, te Revi, imediat te, revii, uh, exact, te mm. revii pe drum și mergi mai departe. Deci, nu, nu o să mă opresc. Deci, Presidential Diamond, eu scot da. pe tine. Te mai aștept la în studio ăsta, într-un nou episod, dacă tot așa ești pornită direct la Presidential Diamond, ca să nu o zicem o dată la Diamond, bine, poți mai vin trei ori, o la Diamond, o la Blue Diamond, cu o dată la Presidential Diamond, sau să facem un podcast lung de trei ore pentru toate trei rancuri o <laughs> Pentru că cu siguranță până atunci cu fiecare nouă etapă, cu fiecare nou rang să vor mai dezvălui, vei avea, va avea și mai multe lucruri de dezvăluit, de împărtășit uh, din ceea ce vei tot învăța și acumula cu odată, cu experiența da? pe drumul ăsta. Uh, eu tare vreau să te văd așa uh, fericită și împlinită cum te văd acum și mai mult decât atât da? uh, pe drumul către rancurile alea. Îți mulțumesc încă o dată pentru astăzi, pentru tot ce ai... Și eu mulțumesc dezvăluit și vouă vă mulțumesc dragii mei că ne-ați urmărit astăzi pe data viitoare pentru până la următorul episod la revedere